Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dar ce floricică nu aveți în parbriz, domnul Vlad. Am văzut pe Facebook că ați luat o pietricică, tradiționala pietricică, a? Da, nu mai pot, Păi, am luat o piatră în parbriz în dimineața asta pe DN1. Voi în care, na, sunteți orășeni, trăiți în capitală? Păi da, mă, pentru că este un drum pe care se merge tare și cred că, mă rog, se construiește foarte mult în zonă. Și atunci întotdeauna sunt pietre, pietricele pe șoseaua asta, pe care le aruncă alte mașini. Și eu, pentru că merg pe DN1 în fiecare zi, asta e, periodic, cel puțin o dată pe trimestru, iau câte o pietricică. De data asta a fost una mare. Am o floricică acum, cât o monedă de 5 bani, dacă mai există. Bine, că tu ai experiență, că am pățit și anul trecut, aia în câteva zile ești papa. Băi, nu știu dacă o să se întindă. Sper că nu se întinde. A lovit în mijloc. Practic o văd, mă uit la ea, e o floricică, aș da în judecată pe cineva. Pe cine să dai? Constructorii, n-ai pe cine să dai. Se mai întâmplă mai să mai și câștigi, să știi. Da, mai e și câștigi. Cu piatră în parbriz? Da. N-am auzit. Poate doar dacă o vezi venind, că sare dintr-o basculantă, e numărul... Am auzit că se întâmplă să mai și câștigi dacă ai altele, adică dacă lovești mașina în gropin, adică dacă poți să acuzi semnalizare, știi? Pe semnalizarea eronată, ceva. Eram într-un taxi, eram pe centură într-un taxi și săracul a luat o piatră era o basculantă în față. Băi, era să treacă prin geam, adică a făcut cât o farfurie. Acolo, da, ai... A făcut un sunet, am crezut că a tras și noi cu pistolul în mașină. Dar bine, cred că și în acest caz îți trebuie o filmare sau ceva ca să dovedești că a sărit din basculantă piatra. Taximetristul s-a dus după el, a reușit să-l oprească, l-a tras pe dreapta, i-am lăsat discutând. Eu am zis, ok, lăsați că nu mai am, plec de aici. Dar, apropo, prieteni, a reușit cineva, s-a judecat cineva cu vreo autoritate pentru daune la mașină? Vreodată? Și a și câștigat, a obținut cineva? Nu cred că ne sună cineva, nu cred că există. Am auzit că dacă dai în gropi, de exemplu... Da. Ești prea deștept. Ești de-a dreptul. Și-ți rupi... Băi, vezi ce expresie. Da. Avem un caz, în Alba. Acolo am înțeles că poți să dai în judecată CNA IRU sau cum se mai cheamă, ăștia cu drumurile. CNAIR se cheamă. Așa. Acum. Da. 0372069599. S-a judecat cineva cu vreo autoritate, a reușit să obțină cineva banii înapoi de la Consiliul Județean, de la primărie, de la, nu știu, de la CNAIR, când a avut vreo avarie la mașină? Cred că sunt 3 oameni în toată țara care au făcut asta. Dar uite, în Alba, de exemplu, Consiliul Județean a fost obligat de justiție să despăgubească asiguratorul unui șofer care și-a avariat autoturismul într-o groapă din asfalt. Groapa era pe axul drumului, șoferul și-a distrus 2 anvelope care au trebuit înlocuite. Și în instanță a solicitat obligarea instituției la plata sumei de 1080 de lei asigurări plus penalități. Asiguratorul? Da, asiguratorul. Nu cetățeanul. Da, să despăgubească. Păi da. Da. Și șoferul a susținut că a depășit o mașină care avea o pană, moment în care a dat cu roțile de pe stânga în groapa respectivă care era pe mijloc. Care cauzase pana celuilalt. Au suferit avarii. Și da, mișto ce a răspuns Consiliul Județean, a zis că nu crede. Pentru că așa, citez, greu de crezut, asta e din dosar, citat de adevăr, că la pătrunderea într-o groapă atât de adâncă, încât să cauzeze crăparea anvelopei, autoturismul nu-și pierde direcția de deplasare. Ba mai mult, a lovit cu roata din spate în aceeași groapă, provocând aceleași avarii, dar fără ca restul autoturismului să fie atins. S-a susținut în poziția Consiliului Județean. Mă rog, și de la ea. Da, judecătorul a refuzat, a fost și el pățit și i-a obligat să plătească. Deci, Consiliul Județean a zis, nu, am văzut groapa. Ace groapă era acolo pe drumul nostru, trebuia să te răspund. N-are cum. N-ai cum să scape așa ușor, nu se poate. Fabulos. 0372069599. Dacă ați pățit, dacă vi s-a întâmplat, dacă ați dat în judecată, dacă ați câștigat sau nu. Da, sau ce faci? Experiențe frate, de genul ăsta. Se strică mașina în drum din cauza drumului respectiv. Da. Se poate, asta eu știu că merge cu asiguratorul, că asiguratorii, spre deosebire de persoanele fizice, au avocați în regulă și fac orice să recupereze orice bănuț pe care îl cheltuie pe despăgubiri. Știi? Altfel, tu spun și ție malus pe poliță. Da, așa e. Știi? La mine dar între timp se duc fără știrea ta și își fac bănuiesc că nu cred că au nevoie de acordul tău ca să-și facă procesul. Păi nu, și recuperează că... paguba. Da. Da. Eu mă gândesc acum ce să fac. Adică am casco pe mașină. Tu ai, uite, o să înlocuiesc pe casco, dar o să-mi crească polița. Ai primit foarte multe mesaje.
Mulțumesc foarte mult, să-mi dai și mie. De încurajare. Se repară, 50 de lei. Da, costă. Nu e, am mai încercat, nu e aceeași treabă. Că dacă n-a plecat, că la mine plecase. Da, n-a plecat. Și mie mi-au dat sfaturi că aș putea repara la vremea respectivă, dar mie îmi plecase crăpătura. E mare, mă. E mare, e cât o monedă de 5 bani. Da, și că nu știu cum faci cu diamantul în jurul ei și nu mai pleacă, sau uite, zice cineva că e o variantă cu lampă UV, cu o rășină specială, da, bun, fac... cu teflon. Da, cunosc, am făcut. Crezi că e prima dată când mi se sparge parbrizul? Știu deja cum Leucoplast. Se face. Nu e treabă, mă, nu știu. Și oricum, mă dai, tot te costă firar. De în câmpul vizual sau e pe margine? E puțin mai jos. Eu fiind mai înalt, reușesc să privesc. Dar la tine, de exemplu, dacă tu te urci în mașină, nu merge. Auzi, dar să pui un abțipil, nu merge? Cu nu știu, cu ceva cu, cu Ronaldo, cu, nu știu. Cu Ronaldo. De la gumă, de la gumă turbo. N-ai ceva, niște... abțipil de... Mai am gumă turbă, am mâncat, am mâncat-o pe toată. Ca la cu carabinierii? Da. Spune unul în diagonal așa. Frumos. Băi, deci ești luz-luz. Adică, dacă o fac pe casco, pierd timp, alea, ok, bun, nu fie mașina oricum. Îți crește și... Servi și crește polița după aceea și ăia de la casco spun, a, păi domnul ne-a cerut despăgubiri, ia să-i scumpim noi polița. Dacă nu, trebuie să mă duc să dau bani din buzunar. Deci tot... Na. Nu, dar trebuie să faci pe casco. Asta e menirea poliției, altfel de ce o mai faci? Dacă stai cu frica că îți crește indiferent ce faci, așa nu folosești niciodată. Ia să vedem ce experiență a avut Edi. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Salut, salut! Nu, n-am avut experiența asta, doar că lucrez un pic în domeniu, în sensul că sunt dintre cei care repară asemenea. Așa? Și noi cu și ăștia cu parbrizele venim tot timpul, deci, nu, nu, da, se poate face chiar dacă, deci dacă e cam cât unghia de la degetul cel mare, se poate repara. Cam atât. Dar problema nu e asta, problema este că asigurarea RCA-ul, deci nu casă, la casă e timp, îți acoperă și asigurări cu incidente cu autor necunoscut. Doar că firmele de asigurări nu promovează acest mesaj. Păi nu, cred că pot să schimb pe casco. Special. Am mai schimbat pe casco asta. Nu de pe casco, de pe la, la RCA te referi? Da. Aha. Există posibilitatea să repari cu autor, autor necunoscut. Incident cu autor necunoscut. Ah, interesantă treabă. Doar că firmele de asigurări nu promovează asemenea. Și este acolo în... Stai, este acolo în... Trebuie să citesc, să mă apuc să citesc toate literele alea mici. Da. Da. Nu, trebuie citit asta. În legea... Mai bine întreb agentul. Cu asigurarea RCA. Și văd pe Vlad. Cu lupa. Cu lupa. Există un fond, da, există un fond special, adică o parte din RCA ăla trece într-un fond special din care sunt săgubiți cei care au avut incidente și nu au... Nu s-a identificat autorul. Păi și unde declar accidentul? Mă duc unde să declar? Nu știu. La firmele de asigurări. A, trebuie să mă duc la firma de RCA. La firma de da, și spune, uite, am pățit-o în grup, n-am... Și el trebuie să dea, chiar dacă nu citești, în mod normal trebuie să comunice acest serviciu care nu e promovat, pentru că înseamnă banii care rămân altfel la am înțeles, mersi, cred că am asigurare RCA la domnul ăla cu arici în buzunar. La marele, cred că când o să vadă băieții că vin cu asta, că se încuie înăuntru. Altfel să știi că e serioasă companie, e printre cele mai serioase de la noi. Ionuț, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Voiam doar să vă povestesc că, în practică, se admit foarte multe cereri cu CNAIR-ul pentru animalele care pătrund pe carosabil în zone în care nu sunt semnalizate corespunzător. Ceea ce e și greu să faci acum, că animale sălbatice sunt cam peste tot, sau mă rog, foarte des întâlnite și se întâmplă adesea să-ți mai sară o căprioară în față și în practica instanțelor s-au admis foarte multe cereri de genul ăsta și a fost obligat CNAIR-ul la despăgubiri. Și vă mai pot povesti un caz în care în Cluj se găsește hotărârea, cred că pe internet, Consiliul Local, nu vreau să greșesc, mă rog, o autoritate sau o instituție local a fost obligată la despăgubiri pentru că omul parcase mașina în apropierea unui copac și copacul respectiv era putrezit. Și nu-și respectaseră obligația de toaletare și căzuse o creangă din copac și făcuse zob omului mașina și a avut câștig de cauză la tribunalul Cluj. Mulțumim frumos. Acum gândul de a mă duce în instanță, dar ar fi o treabă asta cu animalele e bună, aș putea să mă sus o rată instanță. Eram pe DN1 și la un moment dat a intrat pe banda întâi un iepure agresiv cu o praștie
Și a tras o piatră în parbrizul meu și uite ce s-a întâmplat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.